Ce o să fac lucrurile de gazdă. Sunt Cristian Roman, taxi cu bomboane, de Bună ziua! Bună ziua! Dacă nu cunoașteți, e Cristian. Păi, da, sunt nu, noi am ajuns exact unde trebuia să ajungem. Bună ziua! De fapt, am ajuns unde trebuia să ajungem. Asta e cel mai important. Eu deja... Suntem, ori suntem oameni serioși, ori nu mai suntem, da? Că vreți să ne însoțiți acolo? Da. În tren cu noi? Cum îl punem pe nasul unui copil, el începe să se facă. Iată, nici mi-a pus nasul pe... Așa și zâmbește. Ia, zâmbești și mai frumos de atât, ia să văd. Zâmbește mai frumos de atât, da? Tu, ce este așa supărată? Tu de ce îi supără? Uite, fiate, îi punem nasul și începe să zâmbească. Nu zâmbești? Nu un pic, te rog. Ia, iată, i-am pus nasul. Ha? 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 Lasă-mă un pic așa. Ia uite, tu când mai primești, lasă că deja zâmbești. Nu? Și mai avem ceva pentru ei? Mai avem noi ceva pentru acest copil? Mai avem ceva? Ce mai avem? Ce mai avem pentru copii? Apă. În primul rând apă, să se învețe cu apa. Fiți atenți că trebuie să beți apă, pentru că nimic nu e mai sănătos decât apa, da? Poftim o apă. Și formă ce le face copilului și o bucurie. Și acadele. O poveste, acadele, bomboane, ciocolate. Și deci dacă n-ai băut apă... Și Manole. Și Manole. Recele valoare. Ia. Mai avem nevoie de un fetiță aici. Mai avem nevoie de un nasul. E cu pixul? Să nu intre în panică. Asta este primul lucru care trebuie să facem, da? Așa. Și în cazul în care observă un incendiu, se gândește la casa curată și fuge. Dacă se vede fum... I-am dat un sticlu cu apă și aruncă cu apă. Corect! Sau astea, am două. Dacă reușește să-l stingă. Și anunță repede un adult. Sau sună dacă are telefon la 112, da? Sau scrie pe Facebook. Sau își face un selfie. Deci dacă apare un foc mare, copii, fiți atenți aici. Înainte, măi, ultimul pat pe stânga. N-are de-a. Bun. Deci când vedeți un foc undeva, înainte de a vă face un selfie, sunați 112 și de-abia formă vă faceți un selfie și puteți transmite și un live. Poate suna altcineva la 112. Și vă deplasați la nivelul potelei, pentru că la nivelul potelei nu este fum. Nu este fum, fumul se ridică. Și trebuie să mergem așa la nivelul potelei și să ne auto-evacuăm. Ca pitici? Nu, mergem. Ca șopârlele. Ah, perfect. Ca șopârlele, nu? Ca, ce, ca pitici sau ca șopârlele, zi?
Ca piticuțele. Ca piticoșopârle... Ca piticoșopârluțele. Da, corect. Sau ca șopârlițele tu, pice, ăsta, pitice. A, așa. Ați înțeles, copii? Da. Da. 14. Da, toți pompierii noștri au condiție fizică. El nu e pompier, sigur. Toți pompierii voștri au condiție fizică. Da. Știu să noate? Da. O parte din ei avem și scafandri la pompieri. Asta aici vreau să ajung. Ați auzit? Deci când spui pompier, nu spui mai pompier. Adică nu e la cu furtunul care... Avem paramedic. E paramedicul, e cel care îți dă primul ajutor, este cel care îți descarcerează mașina dacă Doamne ferește. Ai văzut că ai găsit este poveste. Cel care... Păi am poveste, n-am eu poveste. Și ai primit un nas roșu. Un balon roșu fermecat. Dumneavoastră, astăzi, mama lui. Uite și dumneavoastră am să vă dau ceva, da. Să țineți bine, să le păstrați. Sunt foarte bune, la iarnă aprindeți focul cu ele. Dar atenție cum aprindeți focul. Da? Cum se aprinde foc în sobă? Mai întâi trebuie să ne îngrijim că avem curățat coșul de fum. A, așa. Da? Apoi? Apoi trebuie să ne asigurăm că am luat măsurile necesare să nu se extindă focul. În fața sobei să avem o placă de tablă. Da. Ușa să funcționeze corect. Să se închidă bine ușa, să ne iasă gaze. Normal, da? Normal. Și mai trebuie ceva. Să nu să-l... supraalimentăm. Exact. Dar trebuie să-l aprindem încet, nu punem benzină. Că dacă punem benzină, le sare sub în aer. Oricum vă rog să vă uitați în fiecare pachetel că noi am pus aici pliantele cu măsuri preventive, în caz de cutremur. Atenție copii! La pericolul de electrocutare. Atenție și copii și mămici. Mămicile, atenție mare că voi da, trebuie să vă ocupați. Mămicile au misiunea de a se ocupa de educația copiilor. Și pentru că dânsul este foarte serios, îi punem un nas, că prea era serios, nu? Auzi, la ce că i-am pus nasul și nu mai... Ia, spune, sunt brunet, tipe și frumos? Și slab. Nu vezi bine. Și vreau să mă fac un... Doamne. Vă primim ca voluntar la ei sub brațea. A, chiar, voluntar. Cine sunt? Ia. Manole. Au primit. Am dat-o. Da. Ok. S-a părut foarte frumos. Foarte, din partea dumneavoastră, foarte... lucru foarte frumos și pentru copii și pentru că da, mulțumim echipei și pentru tot ce ați făcut. Frumos! Ce să zic? Nu mă așteptam deloc, practic. Și cam atât. Cum e să ai un nas? Foarte bine. Și bine că nu e roșu din cauza răcelii. Asta e singurul lucru șmecher. Și te-a făcut să putem veseli. Da. Se vede, da? Este mame. Spate, da? Inspectoratul pentru situații de urgență, Anghel Saligne al județului Vrancea,
premergător zilei de 23 iulie, ziua inspectoratului, a inițiat o serie de proiecte pentru a celebra această aniversare. În acest sens, am încheiat un protocol de colaborare cu Asociația Taxiul cu Bomboane, reprezentantul căreia este domnul Roman Ion Cristian, care are misiunea de a susține campanii umanitare pentru mamele și copiii aflați internați în spitale și copiii din centrele cu nevoi speciale. Ne-am gândit la acest lucru, deoarece și noi suntem salvatori și în urma misiunilor noastre redăm zâmbetul celor care au parte de evenimente nefericite și având în vedere că putem oferi zâmbetul copiilor care nu au vacanță și stau în spital, cum nici noi nu avem vacanță și suntem 24 din 24 la dispoziția celor care ne solicită, ne bucurăm să fim parteneri în acest proiect. Suntem parteneri în fapte bune, este un hashtag, urmăriți-l. Deci hashtag parteneri în fapte bune, știți cum e cu hashtag-ul, da, într-un cuvânt. Bun. Noi, cum spunea ofițer, sau cum se spune acum? Purtătorul de cuvânt. Așa, cum spunea prea frumosul purtător de cuvânt al Isu Francea, ei redau zâmbetul, noi îl smulgem zâmbetul. Noi venim în întâmpinarea acestor copii care, eu nu le spun bolnavi, pentru că boala trece, ei sunt mai puțin norocoși. Au avut nenorocul ca în vacanță, această frumoasă vacanță de vară, să nu profite de zilele libere, să nu profite de bucuria verii. Și atunci noi, mai mult decât oricând, venim să le aducem un zâmbet. Venim să-i îndulcim, venim să-i hidratăm, pentru că partenerii noștri, în fapte bune, nu sunt numai oamenii cu care semnăm protocoale, ci sunt și sponsorii noștri, cei care ne ajută în demersul nostru, pentru că singur aș putea să fac unui copil, maxim doi. Dacă nu suntem mulți, dacă nu suntem uniți, cu cât suntem mai mulți, cu cât suntem mai uniți, cu atât mai mulți copii vor beneficia de programele și proiectele noastre. Cu această ocazie, vreau să spun că la Focșani, și acum mergem la Panciu, da? Deci, Focșani și Panciu sunt primele orașe în care noi ajungem cu gașca colorată într-un proiect care se numește, un proiect național, care se numește Povestea ajunge la tine. Poveștile frumoase trebuie să ajungă la toți copiii, dar mai ales trebuie să ajungă la cei din societatea civilă. Exact. Lor trebuie să le ajungă aceste povești. Ei trebuie să știe ce se întâmplă în orașul dumneavoastră, ce se întâmplă în orașele lor. Trebuie să ne unim forțele, că degeaba suntem mulți dacă facem lucruri puțini. A câta ediție este campania? Și cum v-a venit ideea? Campania se numește Seara de poveste, inițial. Mergem în fiecare săptămânal, miercurea și joia, câteodată și marțea, sau de câte ori este nevoie, mergem în spitale, ajungem în spitale de pediatrie, ajungem la copii cu probleme din toată paleta de probleme, adică vreau să vă spun de la copii, de la oncopediatrie, chirurgie, ortopedie, chirurgie, inimoși, dar mai ales la prietenii noștri de la Arș. Care probabil că, nu probabil, ci sigur, au nevoie ceva mai mult de încurajare. Deci, seara de poveste, sau cum îndemnul nostru este o carte sub braț, măr în buzunar și multă, chiar foarte multă dragoste, a început în urmă cu 3 ani. Și continuăm, iar acum am considerat că după ce i-am inspirat
pe cei din Sibiu, pe cei din Timișoara, Galați, Constanța, mai ales Constanța, Turnul Severin, după ce am inspirat pe toți aceștia, poate inspirăm și alți oameni să facă ceea ce facem noi. Da, campania asta cu care s-o desfășurați mai multe orașe este la... Este prima dată. Este prim oraș. Este prima ediție, prim oraș, debutăm cu surorile Kessler. Da. În Franța. Ce profesie aveți dacă... Am și uitat. Purtător de zâmbete. Șelul zâmbitor. Este cea mai importantă profesie pe care o poate avea dumnealui. Vedeți... Deci aduce zâmbete. Vedeți, dumneavoastră, când ai aproape 60 de ani, lași în urmă multe și nici nu mai știi ce profesie ai. Dar dați pe Google un search, taxiuri cu bomboane și veți afla tot ce aveți nevoie. Noi suntem onorați ca instituție să fim parte din acest proiect și să fim primii care se bucură. Nu strânge, că mai am ceva de zis, ceva, și ai oprit? Cum? Dă-i drumul la pick-up, te rog frumos. Da. Pentru că urmează să spunem așa, like pe Facebook, Isu Vrancea și taxiul cu bomboane. Păi opreai unde era mai important. Sper să nu tai la montaj, da? Te-ai descurcat de minune. Îl felicităm unul dintre bărbați pe Andrei. Te-ai sunat imediat și nu ți-ai asumat niciun risc. De la ce a pornit focul? Întreabă Andrei. În hambar era mult fum, răspunse bărbatul. Chiar și o mică scânteie poate declanșa un incendiu de proporții. De exemplu, dacă cineva și-a aruncat țigara aprinsă. Apoi, deschide ușa mașinii de pompieri și întrebă. Vrei să faci o tură cu noi? Entuziasmat, Andrei se așeză împreună cu Rex pe scaunul din dreapta. Cățelii, sunteți ce ești, îi spune el câinelui. Ți-ai dat seama imediat că nu era nici pomeneală de vreme urâtă, nu-i așa? Rex îl privește mândru pe stăpânul său. Iar dacă ar putea, cu siguranță i-ar spune. Poți să fii fericit că mă ai pe mine. Ia să vedem.